O să-mi fie foarte dor de doamna dirigintă, de colegi și de liceu în general. Prietenele mele cele mai bune au fost cel mai frumos lucru. Ele mi-au dat cele mai frumoase amintiri. Doamna dirigintă a fost un om minunat. Emoții mari la final de clasa a 12-a pentru elevii de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Capitală. Ca de fiecare dată, pentru festivitatea de premieră au fost alese ținute tematice. Ne-am îmbrăcat ca și zânei astăzi, ca să celebrăm faptul că suntem multe fete în clasă. Cât băieți aveți în clasă? Doar 4. Au fost de acord cu această tematică? N-am avut încotro. Alegerea aparținut clasei, evident. Ei sunt o clasă de mate info-intensiv engleză. Tema noastră este Marele Gatsby. S-a regăsit și în ora de literatură engleză. Și bănuiesc că i-a inspirat. Mi se pare că arătăm destul de bine cu copacii. Și băieții arată foarte elegant. Da, arată foarte elegant. Chiar m-au surprins în această zi. Ne-am gândit că această variantă este unică și cel puțin eu și colegii mei nu am mai văzut alegerea asta la alți colegi din anii trecuți. Cu 10 pe linie în ultimii 4 ani, Natalie este șefă de promoție la profilul uman, iar la Real, cu 9,99 media claselor în 9-12, este Rafael. Pot să vă zic un singur lucru, work smart, not hard, cam asta este și nici mie nu-mi vine să cred, mi se pare extraordinar. Am studiat, pur și simplu. Când a fost nevoie, am depus munca pe care trebuia să o depun. Și această promoție este tributară anilor din pandemie, adică i-am adus să-i așezăm în bănci mai greu decât am fi crezut. Înainte de festivitatea de premiere, absolvenții Colegiului Național Caragiale din București au luat parte la tradiționala paradă prin oraș. Cu excepția pandemiei, aceasta se organizează neîntrerupt din 1965 încoace. Emoții și la Colegiul Național Traian din Drobeta, Turnu Severin. Anii de liceu sunt cei mai frumoși. Chiar dacă a fost pandemia la început, am reușit să formăm totuși legături. Mă bucur că am terminat acești 4 ani de liceu alături de colegii mei. Pentru Octav Bădescu, profesor de geografie, este ultima promoție la care a fost diriginte. Tristețe, bucurie, dar mai multă bucurie. Sunt copii care cunosc scopul în viață. Este o clasă bună, adică pot să spun foarte bună. Jumătate din ea au media peste, general anuală, peste 9,80. Elevii de clasa a 12-a încheie cursurile pe data de 7 iunie. Probele scrise ale examenului de bacalaureat încep pe 1 iulie.